Volibalistele științei Bacău au parte de un program solicitant în perioada sărbătorilor de iarnă. Studentele se vor antrena și în dimineața zilei de 31 decembrie pentru a pregăti cât mai bine dubla confruntare cu formația franceză Evreux din 16-mile de finală ale Cupei Challenge. Meciul turc-evreux se va desfășura pe data de 5 ianuarie în Bacău. Anul acesta, sărbătorile de iarnă s-au dovedit a fi fără vacanță pentru voleibalistele științei Bacău. Deși campionatul diviziei A1 este oprit până pe data de 22 ianuarie, studentele se antrenează la foc automat, pregătind dubla cu franțuzoaicele de la Evreux din 16-mile Cupei Challenge. De Crăciun, jucătoarele științei au avut parte de un program ceva mai permisiv, beneficiind de două zile libere. Săptămâna premergătoare anului nou se anunță însă una extrem de încărcată. Ea a început cu cele două antrenamente de luni și va continua cu un program la fel de solicitant, antrenorul Florin Grapă fixând ultima ședință de pregătire a anului în dimineața zilei de 31 decembrie. Primul antrenament al lui 2011 va avea loc duminică pe 2 ianuarie, cu 3 zile înaintea jocului turcu Evreux. Vrem să pregătim cât mai bine dubla confruntare cu formația franceză. Pornim cu handicapul creat de faptul că vom juca returul în deplasare, însă cred că valoarea echipei noastre și dorința de calificare a fetelor ne permit să ne gândim la faza optimilor de finală, a declarat antrenorul științei Florin Grapă. Meciul turcu-evreu este programat pe 5 ianuarie de la ora 17 în Bacău, returul urmând să se dispute o săptămână mai târziu în Franța.